Doi tineri de 17 și 18 ani din municipiul Botoșan sunt anchetați de polițiștii Biroului de Investigații Criminale ca fiind principalii suspecți în cazul comiterei unei infracțiuni de tâlhărie. În fapt, în sarcina celor doi s-a reținut că, pe 26 iunie, în jurul orei 22.45, în municipiul Botoșani au urmărit și a costat un bărbat de 62 de ani și prin acte de violență i-au sustras o sumă de bani. Întrucât ulterior identificării s-a constatat că suspectul în vârstă de 17 ani se afla sub control judiciar pentru săvârșirea unei infracțiuni similare, a fost sesizată instanța de judecată care a dispus față de acesta măsura arestării preventive pentru 30 de zile. În cauză continuă cercetările, urmând să fie propusă soluție procedurală. Un alt copil de 13 ani din localitatea Stânca este suspect că ar fi comis un furt din locuința unui bărbat din aceeași localitate. Ieri, în jurul orei 7.50, un bărbat din localitatea Stânca, județul Botoșani, a sesizat polițiștii cu privire la faptul că, în perioada 7-12 iulie, persoane necunoscute au pătruns prin efracție în locuința sa și au sustras o sumă de bani. În urma cercetărilor efectuate de către oamenii legii, a fost identificat un minor în vârstă de 13 ani din aceeași localitate ca fiind principalul bănuit de comiterea fapte reclamate. Astfel, Fel s-a stabilit că în ziua de 7 iulie, în jurul orei 14, acesta ar fi pătruns prin forțarea ușii de acces în locuința persoanei vătămate și, dintr-o încăpere, ar fi sustras o parte dintr-o sumă de bani pe care a găsit-o. În cauză, prejudiciul a fost recuperat parțial. Cercetările continuă fiind întocmite acte procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.